Stabilit în 1977 la inițiativa Consiliului Internațional al Muzeelor, Ziua Internațională a Muzeelor are ca obiectiv promovarea și aducerea la cunoștința publicului a rolului acestor instituții de cultură în dezvoltarea societății. Este totodată un eveniment menit să întemeieze și să consolideze relațiile de cooperare dintre muzee, profesioniștii acestora și public. Comitetul consultativ alege în fiecare an tema pentru desfășurarea evenimentului, ce poate atinge subiecte precum globalizarea, populațiile indigene, reducerea decalajelor culturale și grija pentru mediul înconjurător. În 2015, mai mult de 35.000 de muzee au participat la acest eveniment, ce s-a desfășurat în 145 de țări. Anul acesta, Consiliul Internațional al Muzeelor are ca temă muzeele și peisajele culturale. Iar între 3 și 9 iulie are loc la Milano o conferință generală cu aceeași temă despre acest lucru. Ca o statistică a participării muzeelor la acest eveniment, care este Noaptea Muzeelor, legată de această zi, în 2012, parcă de câte rețin, au fost 90 de țări, peste 20.000 de muzee. În 2015 au fost peste 35.000 din 145 de țări, iar cred că anul acesta cifra va fi mult mai mare. Organizate atât în ziua de 18 mai, cât și în jurul acestei date, evenimentele și acțiunile prilejuite de Ziua Internațională a Muzeelor pot dura întreaga zi, un weekend sau chiar o săptămână. În acest context, este organizat și evenimentul Noaptea Europeană a Muzeelor, inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronat în mod tradițional de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor. Evenimentul se va desfășura și la Muzeul Județean Teoharie Antonescu, iar giurgiuvenii vor avea parte de o surpriză pe cinste. Noi, în cadrul Nopții Muzeelor, care va avea loc pe 21, ne pregătim cu 2 expoziții temporare, Flori de Mină și o expoziție de grup, Ferestre Deschise, Dunărea de la Vărsare la Izvoare, care este o expoziție de grup de artă contemporană. Și avem o surpriză pentru toți giurgiuvenii, aducerea trofeului câștigat de echipa Astra, Giurgiu, la muzeu.